Fati? Se mută calea prin înăuntru pe acolo? Auzi, e pe bine? Liviu? Astăzi, aha, vechi, de la precedenta vizită. Vă mulțumesc mult de toate frumoase. Mulțumesc frumos. Bună ziua. Bună ziua. Pâine, sare, uite ce galbe. Bună ziua. Ce un măr. Cine a făcut pâinica asta bună? Bunica. Ia să vedem noi cum e pâinica de Giurgiu. Din grâul de la tine, din nou, din recoltat? Tot din Giurgiu, ești agricultor, tot din Giurgiu. Foarte bună, să-i spuneți bunicii că a făcut o pâine bună. Mulțumesc mult! Câte cere? Servit! Mulțumesc mult! Tineretul! Mergi! Thank you.
totuși de mult și domnul președinte mi-a vorbit despre agricultură și cât de importantă este și ce profitabil se face agricultura. E adevărat că mai am până ajung la performanțele domnului Anton la agricultură, dar am început și eu de câteva hectare. Se pregătesc de mormântarea USL-ului, da. De aia așa de triști. Știu că trebuie să mergem la mormântare. De ce sunt triști atunci? Ei, ne pregătim. Dacă aici, stau împreună... Aici la Giurgiu e armonie mare, am cu plângeri, cu alea, cu... Te iubesc până la sânge, nu? Că se dă cu PNL-ul. E dragul de iarul. Oamenii sunt dezamăgiți. Eram fost la Roma și am făcut cu doamna Ungă, la Roma de Părești în Grăsei. Ce faceți, domn primar? Ce nou? Ce de la... Auziți, domn primar? Erau cu așa, ce vă dau ăștia? Thank you.
mănânci s-ar fi rupt până acum. Ba da, deja a început să se rupă. Uite. Dar nu pot ce să fac mai mult. Ia să vedem un agricultor adevărat. Nu, nu. Mănâncă plecarea. Un Ionatan românesc. Păi da. Doamne, ferește. Da. Aha, s-a copt artificial. Da. Domn președinte, haideți că bănau USL-ul peste noi până ajungeați. Gata. Dacă nu putem desface nodul, îl tăiem, nu? A domnului ministru Funeriu, pe care îl cunoașteți, a domnului deputat Florin Popescu și, nu în ultimul rând, a domnului deputat și ministru pe care dumneavoastră îi sunteți prieteni ca și mine, domnul ministru Marin Anton, și noi vrem să credem că această organizație județeană a Mișcării Populare va fi în clasamentul partidului pe primul loc. Apuc eu să spun acum, prin venirea domnului Marin Anton în rândurile noastre. Eu vă mulțumesc, îi dau cuvântul domnului președinte să ne spună câteva lucruri. Vă mulțumesc că sunteți președinte și pentru noi și mă bucur foarte mult să ne revedem din nou aici. Aș începe prin a vă spune că în urmă cu 2 luni, atunci când puneam bazele organizației noastre de la Giurgiu, domnul Ștefan știa că eu nu reușesc să ajung și totuși am făcut surpriza să fiu atunci prezent la inaugurarea organizației noastre. Aveam program undeva în afara țării și am făcut tot posibilul să fiu prezent pentru că țin în mod deosebit să fiu parte la fiecare eveniment important din viața partidului nostru. Acum mi-am propus să fiu primul prezent aici și din întâmplare așa s-a întâmplat să întârzi și îmi cer scuze pentru acest lucru. Mă bucur însă că suntem cu toții parte la un eveniment extrem de important din viața partidului Mișcarea Populară, pentru că aici la Giurgiu sunt convins că vocea noastră, forța partidului nostru va fi tot mai vizibilă prin alăturarea de Mișcarea Populară a domnului deputat Marin Anton. Este o bucurie să îl primim în rândurile noastre, pentru că orice om politic cu experiență, cu curaj, determinare, care împărtășește proiectul Mișcarea Populară, este binevenit alături de noi, cu atât mai mult cu cât domnia sa vine după o experiență extrem de importantă pe care o are în administrația publică centrală, în calitate de deputat care a ajuns la putere, dar iată, nu are nicio ezitare în a veni alături de un partid politic curajos din opoziție și acest lucru este de admirat și de apreciat și îi mulțumim încă o dată că se alătură Mișcării Populare. Mișcarea Populară vrea să fie cea mai vizibilă voce a opoziției, a cetățenilor români dezamăgiți de ceea ce se întâmplă astăzi în țară, a
cetățenilor români care au speranțe și cred că în România putem construi, cred că în România reformele începute de președintele Traian Băsescu trebuie continuate și mă bucur că echipa noastră este tot mai puternică. Recent s-a alăturat și doamna ministru Elena Udrea, una dintre cele mai puternice voci politice din România, și domnul ministru Daniel Funeriu și domnul președinte Florin Popescu, coordonatorul campaniei noastre pentru alegerile europarlamentare. Vreau să vă spun doar atât. Mi-aș dori foarte mult ca în această formulă să ne revedem imediat după alegerile europarlamentare pentru a sărbători împreună prima victorie electorală a Partidului Mișcarea Populară. Vă mulțumim foarte mult! Vă rugăm pe doamna deputată Elena Udrea să ne spună și doamna. Vă mulțumesc foarte mult! Mă bucur să fiu din nou la Giurgiu. Eu sunt o obișnuită a atât a organizației de Giurgiu, cât și a colegilor din administrația publică locală, pentru că am venit aici fie ca om politic în diverse campanii, fie ca ministru și chiar pe drum am văzut panouri cu proiecte care au fost semnate în timpul mandatului meu de ministru și mă bucur că am putut să fac lucruri concrete pentru cei care locuiesc în județ, pentru cei care locuiesc în municipiu. Asta este, de fapt, și definiția a unui alt fel de politică pe care noi zicem că Partidul Mișcarea Populară vrea să facă. Și anume, noi vrem să facem o politică în beneficiul oamenilor. Se naște un partid în perioada aceasta, Partidul Mișcarea Populară, când nimeni nu mai părea dispus să accepte că politicienii mai fac ceva bun. Și cu toate acestea vreau să vă spun că Partidul Mișcarea Populară reușește să genereze o emulație și reușește să fie atât de atractiv cum nici eu atunci când am făcut pasul pe Mișcarea Populară nu mă așteptam să se întâmple. Știam că sunt oameni care mai speră, care mai cred că se mai poate întâmpla ceva bun în România, dar nu m-am gândit că sunt atât de mulți și nu m-am gândit că așteaptă doar un semnal ca să dea încrederea lor unor oameni pe care i-au evaluat probabil cu activitatea pe care au avut-o în spate și care reprezintă o garanție pentru ei. De aceea spun că ceea ce am făcut noi, cei de aici de la masă, colegii noștri care nu sunt aici lângă noi, cei de la Mișcarea Populară, ceea ce am făcut în trecutul nostru de oameni politici sau de oameni care nu au mai făcut politică și intră acum în politică, dar au avut performanță în activitatea lor profesională, este o garanție a faptului că vom face altfel de politică. Adică o politică în care vom avea grijă să lăsăm ceva în urma noastră. Când vin în Giurgiu și văd lucrurile concrete pe care am reușit să le fac în calitate de ministru, proiecte care se duc la bun sfârșit pentru oameni, pentru locuitorii comunelor, orașelor, pentru locuitorii municipiului Giurgiu. Nu am satisfacție mai mare decât aceasta și cred că aceasta trebuie să fie satisfacția oricărui om politic, să vadă că a lăsat ceva în urma lui pentru cei care îi dau încrederea. Noi venim acum, după 24 de ani de dezamăgiri a clasei politice față de cetățeni, și încercăm să spunem oamenilor, și eu cred că reușim deja să o facem credibil, că vom face altfel de politică, așa cum am făcut și până acum, de fapt. Există o teorie conform căreia toți care sunt azi în politică sunt oameni de rea credință, oameni care nu sunt buni de nimic și ar trebui să plece acasă. Eu cred că este greșită. Pentru că sunt foarte mulți care au apucat să intre în politică, urmând o dorință de a schimba ceva în țara aceasta în bine, cât au reușit să facă până acum, au făcut, au schimbat în bine ce au putut să schimbe acolo unde au avut activitate și vor să facă și de acum încolo. După cum, de asemenea, sunt foarte mulți oameni care vor să facă ceva bun pentru țara aceasta și care încă nu au făcut pasul spre politică. Și pe primii, și pe cei din urmă, îi așteptăm în Mișcarea Populară.
Partidul Mișcarea Populară nu se pretinde, nu vrea să fie un partid numai de elite. Este partidul tuturor românilor de bună credință care vor să construiască ceva pentru România. Este nevoie să adunăm toate forțele pozitive din această țară. Toți cei care sunt dispuși să muncească. Toți cei care sunt dispuși să pună umărul să schimbe România în bine. În ultimii 10 ani s-au început reforme importante pentru România și aici avem pe fostul ministru educației, în mandatul căruia s-a dat o lege a educației care reformează sistemul. Avem de asemenea un fost consilier prezidențial care a participat la o lege care va reforma atunci când vom reuși în sfârșit să o punem în, să punem în practică, va reforma sistemul de sănătate. Sunt oameni care au făcut reforme în administrația publică locală, așa cum este Florin Popescu, oameni care au dat un semnal pentru românii, pentru frații noștri din Republica Moldova, așa cum este domnul președinte Eugen Tomac. Sunt oameni care au construit în viața lor și au reușit să facă lucruri admirabile, care reprezintă exemple și în domeniul privat. Este colegul nostru pentru care ne aflăm astăzi aici, în primul rând, desigur, și pentru restul colegilor, domnul Marin Anton, acționând într-un domeniu extrem de important, zicem noi, pentru România, economic extrem de important pentru România, în agricultură, dar de asemenea având în spate o experiență în administrare, în administrarea privată, de care trebuie să beneficiem. Deci toți sunt oameni care au făcut ceva în viața lor de până acum. Sunt oameni care, cu bune și cu rele, au încercat să schimbe ceva pe acolo pe unde au trecut în bine. Și spun cu bune și cu rele pentru că nimeni nu este perfect. Da, cu atât mai puțin putem să cerem unui partid politic să fie perfect, cu cât nici societatea nu e perfectă. Eu cred că acest partid trebuie să fie locul în care toți oamenii care mai cred că se poate trăi bine în România și sunt gata să se lupte pentru asta, să poată veni, să se poată regăsi, să se simtă într-o echipă, să poată acționa și să putem împreună demonstra, după un sfert de secol aproape, că și în România există suficiente forțe care să poată determina viitorul acestei țări, să facă din România o țară frumoasă, o țară în care tinerii să vrea să învețe, să vrea să rămână să muncească aici, să aibă unde să muncească, să vrea să-și întemeieze familia aici, cei care ajung la pensie unde o să ajungem cu toții, cei care n-am ajuns încă, să ne putem permite un apus de viață decent. Sunt mulți români care mai cred că lucrul acesta este posibil și sunt gata să se implice și să facă posibil. De aceea mă bucur că Partidul Mișcarea Populară se construiește exact ca această speranță, ca răspunsul la această speranță a românilor și sunt convinsă că vor veni lângă noi oameni din toate categoriile sociale, oameni care sunt definiți în primul rând și pe care îi va uni în primul rând buna credință față de această țară. Și ca urmare cred că și rezultatele vor fi pe măsură. Și eu m-aș bucura ca după acest an electoral în care sper că Mișcarea Populară va fi revelația politică a lui 2014, să se poată spune, s-a născut în România un partid care, în sfârșit, face bine acestei țări. Că de declarații suntem cu toții plini, sătui de declarații, toată lumea declară că vrea binele țării, că vrea binele poporului, dar puțin acționează în acest fel. Mă bucur că domnul Marin Anton, un parlamentar care a trecut de la putere la opoziție, dar un coleg cu care am făcut multe lucruri
în trecut campanii electorale, a muncit în guvern împreună, a venit alături de noi și eu cred că este genul de om de bună credință care poate și vrea să sprijine un proiect pentru România și pentru români. Succesul acestui proiect va fi succesul românilor, pentru că fiecare dintre noi, sigur cei de aici, sunt convinsă că și dumneavoastră, am fi găsit ceva de făcut acasă, în altă parte. Nu am venit în Mișcarea Populară pentru că nu mai aveam ce să facem, ne plictiseam de stat degeaba. Dar am venit dintr-un crez, dintr-o convingere că e momentul acum și că s-a generat suficientă dorință în societate de schimbare și schimbarea reprezintă un alt fel de a face politică. Cu oameni politici vechi, dar și cu oameni care acum aleg să facă pasul într-un partid politic. Și cei care nu vor să se implice direct, să îi convingem să vină să ne voteze. Sunt convinsă că la Giurgiu va fi o echipă puternică, pentru că așa a fost în vremea când organizația era condusă, organizația fostului partid din care venim cei mai mulți, Partidul Democrat Liberal, era condusă de domnul Marin Anton. Sunt convinsă că giurgiuvenii își vor aduce aminte lucrurile bune pe care le-am făcut cu toții în acest județ pentru ei și este datoria noastră să mergem în mijlocul oamenilor și să îi convingem că mai există și politicieni de bună credință și politicieni și oameni care pot construi pentru toți românii o viață mai bună aici, acasă, în România și nu oriunde în altă parte. Eu mă bazez pe această organizație pentru că o cunosc. Mă bazez pe oamenii noi care vor veni alături de cei din Giurgiu care deja sunt la Mișcarea Populară și sunt convinsă că vom avea, dacă nu cel mai bun scor, deși mă bucur că ați lansat o competiție, categoric, unul dintre cele mai bune scoruri ale Mișcării Populare. Vă doresc succes! Mulțumesc în numele dumneavoastră pentru cuvintele frumoase, doamnei deputate Elena Budrea. Vreau să vă spun ceva ce domnul președinte Tomac, domnul Funeriu, cunosc foarte bine. Anul trecut, în luna august la Costinești, un coleg al nostru a lansat o expresie. Noi, și dumneavoastră o cunoașteți foarte bine de la mine, noi, Mișcarea Populară, suntem un partid de oameni frumoși la suflet. Așa s-a spus la Costinești. O să rog pe domnul ministru Funeriu să ne spună câteva cuvinte din experiența domniei sale și faptul că domnia sa iubește foarte mult Giurgiu. Să fiți foarte atenți. Cu mine, bună ziua, cu mine trebuie să fie foarte atenți mafioții din educație, că pe ei am eu o problemă. Bună ziua, vă mulțumesc pentru această invitație. Aș vrea să fac fotografia zilei în Giurgiu, pentru că înainte să ajung aici am greșit puțin drumul și am trecut prin fața sediului PNL și a sediului PSD. Fotografia zilei în Giurgiu astăzi e următoarea. PSD-ul și PNL-ul sunt în psihoterapie de urgență. Partidul Mișcarea Populară construiește o alternativă. Noi suntem aici. Ei sunt acolo, certându-se și aruncându-și unii altora plături în cap. În același timp, distrugând România, noi suntem aici pentru a construi un partid, suntem ocupați cu construcția unui partid și cu oferirea unei alternative. Unei alternative care este construită de oameni cu performanță. Uitați-vă la toți, așa cum a spus și doamna ministru Udrea, la toți cei care, în vârful Partidului Mișcarea Populară, și-au asumat această construcție. Toți acești oameni sunt oameni cu performanță. Îl știu pe domnul Marin Anton din 2007, de când împreună construiam un partid care s-a dovedit a fi esențial în victoria din 2008, construiam PLD-ul atunci. Și știu că domnul Marin Anton este un om care a făcut performanță electorală și știu că va face performanță electorală. Partidul Mișcarea Populară, după cum spuneam, oferă o alternativă. Oferă și alternativa unor oameni cu doctorate la Sorbona și doctorate cu laureați Nobel față de plagiatorii din guvern. Ei vă dau plagiate, noi vă dăm doctorate la Sorbona. Oferă și alternativa unor oameni de afaceri de succes care vor să se implice versus oameni
care răspunde afacerea, dar nu sunt nimic altceva decât niște baroni. Suntem un partid al asumării corecte și transparente a tuturor lucrurilor. Ne asumăm exact ceea ce suntem, spunem ceea ce suntem, spunem ceea ce facem, facem ceea ce spunem, spunem ceea ce gândim, dar mai ales gândim ceea ce spunem. Cred că vorbă lungă sărăcia omului, avem foarte multă treabă de făcut. Sunt convins că Giurgiu va avea foarte mult succes. Cred că până la urmă să ne asumăm ceea ce suntem, să ne asumăm ceea ce facem. Mergem înainte. La alegerile europarlamentare vă stabiliți o țintă. Sunt convins că o veți obține. Sunt mândru să fiu în acest partid. Sunt fericit că astăzi la Giurgiu facem încă un pas spre construcția Mișcării Populare. Încă un lucru. PSD-iștii cred că ne intimidează spunând că ăștia sunt partidul lui Băsescu. Da, așa este. Suntem partidul lui Băsescu. Și poate să le fie frică de acest lucru. Suntem partidul lui Băsescu și ei mor de frica lui Băsescu. Pentru că Băsescu a dus reformele în România, justiția, educația, sănătatea. Dacă grupurile quasi-mafiote care astăzi sunt la putere nu făceau acea isterie, astăzi aveam o sănătate care făcea și ea un pas înainte. Deci, au motive să le fie frică. Vă mulțumesc! Eu o să rog acum pe un prieten foarte bun al Giurgiu Benigor, al meu, al domnului Marin Anton, pe domnul deputat Florin Popescu, să ne transmită câteva gânduri. Cred că sunt frumoase, domnul Florin. Pentru că astăzi, da. S-a dovedit că cei din sală de atunci au avut dreptate, alegându-o pe Marin Anton în doamna lui Cantaragiu, pentru că după aceea, printr-o manevră urâtă a conducerii de la București la partidul, a fost înlăturat Marin și pus Cantaragiu. Rezultatele? PPDD-ul a umilit PDL-ul în județul Giurgiu. S-a dovedit încă o dată că democrația funcționează și că cei din sală au știut ce să aleagă. Alegându-l pe Marin, care după aceea a demonstrat la alegerile în 2012, că nu și luat aproape 80% din colegiul, că este iubit de oameni. 80. Mai avea puțin și făcea ca Ceaușescu la în situația asta avem o problemă, că până acum mă dădeam eu cu scorul cel mai mare. Nu. Aici, dacă intrăm în polemică, trebuie să vă... Giurgiuvenii știu și aș vrea să știți că am cel mai mare număr de voturi din România. Sunt deputatul cu cel mai mare număr de voturi din România. Am 26.666 și 80,1%. Ca și procent, m-am trecut al lui Jean Marin, totul Marin, de la Vâlăra, cu 87%, dar cu un număr de voturi mai mic, 25.000 și 30% deja, nu trebuie să mai rămân celălalt de voturi. Da. Deci, vă cunosc foarte bine și vorbeam de ceea ce înseamnă forța democrației și oamenilor care aleg în mod corect. Și, cu sinceritate, vreau să spun că am avut discuții cu el în Parlament și spunea, domnule, noi am promis ceva de la USL, povestea că la 80% și l-am promis oamenilor să face niște lucruri. Locuri de muncă, treptate până la capăt și așa mai departe. Și spunea, măi, ăștia de la USL s-au îndepărtat de obiectivul care l-am promis. Avem o problemă. Și iată că este primul parlamentar care trece de la putere la opoziție, ceea ce dovedește faptul că este un tip corect și cinstit, ceea ce promite oamenilor. El ține cont de părerea lor. Spre deosebire de alte 10 de parlamentari care au plecat de la opoziție la Ciolan. Ei, lucrul acesta ar trebui să îi îngrijoreze pe cei de la USR, de aici de Giurgiu, care stau liniștiți, că nu avea cine să le facă opoziție.
începând de astăzi, există o poziție foarte puternică în județul Giurgiu. O poziție care se va bate, așa cum ne batem și noi la Mișcarea Populară în stradă. Ieri ne-am dus la sediul ASF să pichetăm acolo, unde au salarii de 10.000 de euro pe lună, cu neveste, cu medicul, Dumnezeu știe ce mai fie acolo. Iar în Giurgiu, rata sunt aproape, rata șomajului depășește 10%. E corect ca unii să ia așa, au zis dreptate până la capăt. Ei și nevestele iau câte 7-8 milioane leacă pe lună, iar giurgiuvenii n-au ce pune pe masă. Poate că și ăsta este unul motivul pentru că mare Marian la Mâncare. Alt motiv este că am tot pus și știu pe Marian, este liberal în gândire. Tot punem taxe, 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 taxe. Acum, iar ne batem să nu mai crească taxa pe benzină, care va scumpi tot. Lapte, pâine, ouă și așa mai departe. Plus prețul la gaze, la curent. Pe lângă chestia asta, taxa pe stâlbă, o aberație. Că știți cei care v-ați făcut casă, că vă faceți casă, plătiți stâlpul în curte, îl dați după aia gratuit la RNL și acum vine și vă pune taxă pe el. Automat va crește prețul și la energie. Și cred că acesta este și unul din motivele pentru care Marina Dorin a ales decât să stea liniștit în Parlament, să stea la guvernare, să salute lumea respectiv, să se întoarcă la oamenii care l-au ales, la primarii care l-au sprijinit și la, la Giurgiu în, în mod special. Închei prin a mulțumi fostului președinte, domnul Nicu Ștefan aici de față, care a pornit această filială. Am știut la 851 de membri. 875. Deci de săptămâna trecută. Da. Dovadă că poate lucrezi. Odată cu țara, cum eram în Iunie. Și care va fi în echipa mea de campanie aici, pe echipa noastră de campanie, pe regiunea Trei-Sud Muntenia. Și să știți că accept provocarea ca Giurgiu să fie locuit pe țară. Va fi o bătaie mare pe Giurgiu și Dâmbovița. Oricum, un spor cu două cifre care începe cu 2 aici în Giurgiu îl vezi. De aceea spun că începând de astăzi, probabil că, nu știu, zicea domnul Funeriu că pe la PNL și pe la PSD e corpul. Și ăsta este unul motivele pentru care. Pentru că ei știu forța organizației din acest moment. Și ei știu că oamenii, după ce au fost mințiți, sunt răniți. Și în propriul orgoliu, și în stomac, ca să spun eu. După minciunile care au luat, oamenii își vor lua revanșa la aceste arici. Mulțumesc frumos! Domnului deputat Florin Popescu și pentru gândul de bune care le are pentru noi, o să rog pe domnul deputat Marin Anton, domnul președinte al organizației Mișcarea Populară a județului Giurgiu, președintele meu și al dumneavoastră, colegul nostru, alături de care eu și dumneavoastră cred că ne dorim să facem echipă și să ajungem, dacă nu pe primul loc, așa cum a zis domnul Florin Popescu, măcar pe locul 2 pe țară. Vă poate și vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna ministru, domnul președinte, domnule ministru, domnule președinte. Uitați că avem foarte, foarte mulți oameni cu funcții foarte înalte. Doamnelor și domnilor, în primul rând trebuie să mulțumesc pentru încredere, pentru că acest lucru este deosebit de important pentru inima și sufletul meu. Să mulțumesc tuturor care sunt în sală și să vă asigur că pentru mine sunt foarte clare două obiective pentru viitor. Primul obiectiv se referă la alegerile europarlamentare și prezidențiale, Partidul Mișcarea Populară fiind foarte tânăr, într-adevăr ne propunem un scor cu două cifre. Sperăm să fim primii din țară. Dar obiectivul cel mai sănătos este cel în perspectiva alegerilor din 2016, unde ne propunem să construim o echipă tânără, o echipă competitivă, care să câștige alegerile locale și parlamentare în județul Giurgiu. Astea sunt cele două obiective importante. Eu mulțumesc multora care sunt astăzi aici, alături de mine, pentru că inima
contează foarte mult și inima mea va ști și va aprecia și apreciază pe cei care sunt astăzi aici. Doresc să știți că deja s-a creat la nivelul Giurgiului o emulație foarte puternică. De nu s-a întâmplat nimic în Giurgiu în ultima perioadă. Ziua de azi este extraordinar de activă. Toate partidele au întâlniri, toți promit proiecte, toți vin cu ședințe, presa este foarte ocupată și trebuie să recunoașteți că n-am mai avut niciodată atâta ocupație ca astăzi. Asta înseamnă că am mișcat, se mișcă. Am mișcat pe toată lumea. Și asta e bine. Important de să știți și toată lumea trebuie să știe, inclusiv de aici de la masă, că județul Giurgiu este unul, din punctul meu de vedere, cel mai sărac județ din țară. Nu se petrece absolut nimic de 2 ani de zile. Toată lumea are așteptări deosebite de la tot ce înseamnă conducătorii giurgiuveni. Nepetrecându-se nimic, eu vă propit să încerc să fac ceva și în același timp să atenționez că nu trebuie să doar să vorbim ca să mințim populația Giurgiului, ci trebuie să facem foarte multe lucruri. Am ambiții mari, cine mă știe, știe foarte bine că nu vorbesc foarte mult, dar fac foarte mult. Sunt la dispoziția giurgiuveilor și la dispoziția noastră. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult pentru că ați fost azi de mulțumesc. De acum să luăm... Vă mulțumesc, președinte, vă propun... Nu, vă știu pe acolo. Stați un moment. Până atunci e presa lângă noi, mergem în acest apel. Dar dacă sunt întrebări din partea presei, lăsați-mă. Da? Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Ion Mănăiva, Muntenia TV. S-a făcut deja o afirmație, dar vreau să mai spuneți o dată. Să cunoștea faptul că PDR este partidul președintelui Băsescu. Sancțiunea la vot s-a văzut, așa, nu vă este frică. Un partid născut, gândit de Traian Băsescu, va avea aceeași sancțiune la vot. Pot să răspund eu? Dacă îmi permiteți. Mănăiva, am spus că vă domnul Mănăiva, eu vin într-un județ Dâmbovița, unde în 2004 m-am bătut cu Adrian Năstase. Nu mi-e frică de nimic. Eu să vă dau un răspuns care sună în felul următor. Și fac așa o scurtă comparație. În urmă cu câteva luni de zile, niște colegi de dumneavoastră din presa centrală îmi puneau o asemenea întrebare. Cum privesc faptul că, fiind și foarte tânăr, sunt coordonatorul acestei echipe Mișcarea Populară. Și vă dau un răspuns pe care l-am dat și presei de la București. Am spus că sunt mândru că vin dintr-o localitate unde s-a născut și postul președinte al Partidului Poporului din perioada interbelică, Mareșalul Alexandru Averescu. Care să știți că a făcut foarte multe pentru țară și nu, deși a fondat acel partid, pentru ca să-și urmărească obiectivele politice, n-a decis să rămână închis într-un singur partid. A fost și de două ori prim-ministru, dar a avut o carieră politică extrem de bogată. N-ar trebui să privim lucrurile prin această cheie decât atunci când oameni politici din opoziție pleacă la putere. Asta este definiția traseismului. Faptul că cineva vine de la mai bine la mai greu nu poate fi privit decât prin cheia curajului. Și pe noi ne bucură faptul că un om cu o experiență extraordinară, cum este domnul Anton, se alătură echipei Mișcarea Populară. Eu aș vrea să spun și
mai clar lucrul acesta. Deci, nu te poți numi traseist când pleci de la putere la opoziție. Și nu la orice opoziție. La cea mai mică, dacă ne gândim la istoria acestui partid, dar sigur noi spunem că la cea mai puternică opoziție, cea mai vocală, cea mai consistentă și cea mai argumentată. Noi nu avem ce să oferim. Noi suntem un partid care nu putem să promitem și nici nu vrem să promitem vreodată celor care vin în partidul acesta funcții, avantaje. Dar să zicem că unii, chiar dacă tu nu le promiți, își pot imagina că le oferi atunci când ești la putere. Noi nici măcar în situația asta nu suntem. Suntem un partid care acum se construiește, în opoziție, nici grup parlamentar n-am putut să facem după noua lege. Acționăm ca un grup parlamentar, dar nu avem avantajele de logistică ale unui grup parlamentar și nu ne interesează. Că nu avem mașini, că nu avem secretare și că nu avem nu știu ce alte avantaje pe care are un grup parlamentar. Deci noi am ales să plecăm de la un partid de opoziție mai mare când am plecat noi din el, la un partid de opoziție pe care să-l construim noi așa cum credem noi că trebuie să fie un partid cu adevărat de opoziție. Și un partid care va face politică așa cum credem noi că trebuie să se facă politică în țara aceasta, iar domnul Anton a făcut și mai mult, a plecat de la putere. Spre un partid care, avem noi un coleg, l-a definit foarte bine când s-a făcut plecarea parlamentarilor de PDL în Mișcarea Populară. Un partid care e ori la bar, ori la spital. Adică, va fi exact ce putem noi să facem. Când te duci într-un partid care e gata, construit și îți găsești acolo o funcție, e simplu. Când trebuie să-l faci tu, de jos, să-l iei tu să-l construiești, e posibil să-ți rupi și gâtul, dacă nu poți mai mult. Deci noi acum am venit aici și vrem să arătăm că se poate face politică așa cum credem noi în România, cu bună credință pentru oameni, și că poți să ai succes în felul acesta, urmărind, de fapt, să faci bine oamenilor. Dacă noi greșim, ne asumăm. Pentru fiecare dintre noi s-ar putea să fie sfârșitul carierei. Deci ne asumăm lucrul acesta. Deci povestea asta pe care o spun unii cu traseismul s-ar putea aplica dacă unul dintre noi am fi plecat la niște avantaje. Cu atât mai puțin în cazul cel domnului Anton care a venit de la putere la opoziție. În rest, eu am intrat în politică pentru un proiect. Mi s-a părut la vremea aceea cel mai credibil, cel mai curajos și cred că așa a și fost proiect pentru România, cel care era sprijinit de Traian Băsescu și Teodor Solojan. Eu permanent am urmat proiectul acela pentru România și oamenii care l-au girat și au încercat să-l pună în practică. Și astăzi sunt într-un proiect pe care eu îl consider continuarea proiectului început în 2004 de Traian Băsescu și Teodor Solojan și care astăzi este girat acest proiect doar de Traian Băsescu. La fel, domnul Marin Anton a intrat în politică și a urmat permanent un om, Teodor Solojan. Permanent. PNL sau PLD sau PDL, permanent, a mers după un om, Teodor Solojan. Deci nici măcar până la Mișcarea Populară nu cred că îi putem reproșa schimbări de convingeri. Noi n-am schimbat convingerile, dimpotrivă. Cei care au ales chiar să rămână pe loc într-un partid care el însuși și-a schimbat drumul, prin decizia actualei conduceri, și aici mă refer la PDL, mai degrabă aceia au pierdut direcția, nu noi. Ne-am rămas pe aceeași direcție. Pentru o direcție susținută, garantată cumva, de Traian Băsescu. Ok. Limita neamora din România Calități. La Sighișoara s-a făcut afirmația că vă doriți obținerea la europarlamentare la un scor de două cifre. Orizontul de așteptare nu prea mare și mult generos, având în vedere că nu mai este mult până în momentul respectiv. Să știți că noi ne-am fi dorit cu 3 cifre, dar era prea mult. Deci, între 10 și 99% este loc și eu cred că așa cum a pornit Mișcarea Populară, întotdeauna este bine să-ți asumi ținte foarte înalte, obiective foarte ambițioase, pentru că te mobilizezi și îți mobilizezi echipa foarte bine. E, acum vreau să vă spun cu toată sinceritatea că dacă la vremea aceea mi s-a părut destul de ambițioasă aruncat așa ținta asta de două cifre, văzând ce se întâmplă în teritoriu și umblăm, eu cel puțin de când am venit, dar colegii de mai demult,
De când am venit eu și umblăm prin teritoriu și aici la Giurgiu, există o emulație față de acest partid care mă face, mă convinge, mă face să cred că este o țintă realizabilă, cea cu două cifre, și ca urmare cred că vom putea să facem o surpriză multora. Multora plăcută, unora desigur, adversarilor neplăcută. Obiectivul este foarte clar. Avem câțiva colegi care își doresc să ajungă în Parlamentul European. Ceea ce trebuie să sublinez că lista și colegii noștri care cu siguranță vor ajunge la Bruxelles vor reprezenta cu demnitate nu doar Partidul Mișcarea Populară, ci și România. Pentru că sunt foarte mulți europarlamentari despre care nu știm nimic la Bruxelles. Și obiectivul este unul realist, pentru că știm pe ce ne bazăm. Avem un aliat puternic, președinte Traian Băsescu, pentru că urmăm linia politică a președintelui Traian Băsescu și nu ne dezicem de acest lucru. Ne asumăm toate riscurile, să-și le asume și USL-ul pentru ceea ce face astăzi și ceea ce a făcut până în prezent. Și suntem încrezători că echipa noastră va reuși să mobilizeze o parte din cetățenii români nehotărâți și cei dezamăgiți de tot ceea ce oferă partidele politice de tranziție. Suntem un partid nou și vrem să le oferim altceva românilor. Echipa noastră va fi destul de convingătoare și sperăm să reușim să obținem acest scor pe care l-am propus. Această listă va fi și fica președintelui? Nu am discutat. Care din el? Va fi bine voie. Nu. Care din el? Nu văd că m-am întrebat pe domnul președinte, am văzut ca stilul de răspuns. Aș fi completat foarte scurt. Era sau nu un obiectiv ambițios în 2004 să-l bați pe Năstase? Era sau nu un obiectiv ambițios să reformezi justiția? Era sau nu un obiectiv ambițios să reformezi educația? Să te bați cu toți mafioții și din justiție, și din educație, și din toate domeniile? Da. Dar aceste obiective au fost atinse de către oameni care au făcut exact ceea ce au spus. În acest partid sunt oameni, sunt acei oameni care, chiar dacă și-au stabilit obiective ambițioase, timpul a arătat că au îndeplinit acele obiective. De ce? Pentru că suntem oameni, colegii mei, împreună colegii mei, suntem oameni care am generat încredere în trupele noastre. Să nu credeți că este ușor, să câștigi bătălia PSD-ul pe care a dat-o Traian Băsescu și așa mai departe, dar sunt oameni care au generat încredere, care au știut să-și mobilizeze trupele, care au știut să țină alături de ei oamenii care vor să schimbe România bine. Am înțeles că vreți să candidați și dumneavoastră. Sunt unul dintre cei care dorește să candideze din partea Partidului Mișcarea Populară în Parlamentul European. Pentru Parlamentul European. Și eu voi candida. Pe blocul 42. Dacă mă lasă colegii și nu ne batem pe ultimul loc. Nu, că vreau să vă spun chiar. Chiar am avut o discuție destul de necolegială cu doamna Udrea, că a fost bătaie de noi de care să fie ultimul părț. Deci, dar noi, pe la noi, ne batem cine e ultimul părț, nu cine e prim. O întrebare de dumneavoastră, în același lucru de la Giurgiu Vanu, a afirmat recent că candidatul care va câștiga alegerile prezidențiale va fi din partea Partidului Mișcarea Populară. Veți candida pentru această funcție? Noi ne dorim să fie membru al Mișcării Populare, dar eu am afirmat că va fi susținut de Mișcarea Populară. Eu nu abdic de la proiectul unității dreptei în România și speranța mea este că vom susține toți cei care ne consideră de centrul dreapta în România, măcar într-un doi același candidat. Unitatea dreptei din România înseamnă și pe teren această... Păi deocamdată ei sunt cu stânga la putere. Ce să facem? Da. Păi sunt într-un război care durează, din păcate, de mai bine de un an, dar acum suntem în faza pe finalul războiului. Caută preotul pentru se înțeapă, se tot înțeapă reciproc așa cu surițele, dar încă n-a început, curge puțin sânge, dar încă n-a început să cadă pe câmpul de luptă. O să vedem ce se va întâmpla. Luni probabil că se vor rupe. Dacă nu se rupe acum, se rup sigur în timp scurt. Adică este cu final anunțat. Toată lumea știe că așa se va întâmpla, mai contează când. Dar până atunci ne uităm ca la Suleiman Magnificul. Deși știm finalul, ne interesează pe parcurs toate etapele să vedem ce este acolo.
Bun. Deci vom vedea, PNL-ul are de să-și pună genușa în cap, nu față de noi, față de electorat, în primul rând, pentru tot ce a făcut de 2 ani de zile la guvernare cu USR-ul. Doar nu o să uităm că Antonescu a fost mai rău decât Ponta în timpul suspendării președintelui României, când era la Cotroceni și deja se vedea președinte, și a fost, să ne amintim, cum era el adversarul Departamentului de Stat, cum se certa el cu toți liderii europeni care atrăgeau atenția că în România este grav, se dă o lovitură de stat parlamentară. Deci nu o să uităm ce au făcut, cum au nenorocit țara asta 2 ani de zile, doar pentru că acum interesul de a candida la prezidențial îl face să se rupă de microfon. Domnul președinte, când ați trecut de la PNL la PNL, am venit o parte de primar dumneavoastră. Credeți că a făcut urmat? Eu v-am spus mereu că decizia de a trece într-o parte în alta și cred că e prematur să discutăm în momentul ăsta, aparține primarilor. Pentru că ei au de gestionat comunele lor și eu înțeleg foarte bine, le înțeleg pozițiile foarte bine. O să discut cu fiecare în parte, sper că împreună vom reuși să aducem la îndeplinire cele două obiective pe care vi le-am anunțat încă de la început, un scor cu două cifre și câștigarea alegerilor în 2016. Eu sunt ministru care a lucrat cel mai mult cu primarii și eu sunt convinsă că orice primar poate spune că n-a fost mai sprijinit de vreun guvern cât a fost în timpul guvernării Boc. Dar, sigur, e o lege care interzice primarilor să plece. Da. Aici știm foarte bine. Am adus un proiect, a fost un proiect chiar de la Ministerul pe care doamna ministru conducea, un proiect de 260 de milioane de euro, proiect abandonat în momentul ăsta în Giurgiu. Nu înțeleg de ce a fost abandonat. El trebuia, știți foarte bine, am militat foarte mult să fie continuat. Lucrări de 260 de milioane de apă, canal, drumuri, erau foarte importante pentru infrastructura Giurgiului. S-a spus că se termină acel contract, se evalua un alt contract, se va face altceva, alt program. Nu s-a făcut nimic 2 ani de zile. Clar, ceea ce am făcut noi, lucrurile sunt clare. Probabil că dacă se continua proiectul, bineînțeles că cel avantajat de realizările din acel proiect eram eu. Pentru că politic eu l-am dusesem. Dar e mai important să nu avem infrastructură și să nu avem realizări decât să construim ceva. Da. E bine. Eu mulțumesc tare mult. Mai mergem la...